pe colegii voștri din prima grupă să vă întreb și pe voi. Îmi vine acum aminte o idee, de fapt, care poate fi luată ca o realitate. Voi aduce în discuție ideea, deci voi aduce în discuție realitatea și anume Revoluția din Decembrie. Sunt, după părerea mea, o parte din cadrele didactice care Revoluția, să zicem, i-a prins, să zicem, au avut o anumită vârstă și cursurile respective nu au fost ei de vină, deci neapărat. Au avut o anumită vârstă, au avut o anumită experiență și problema, din perspectiva mea, este câți dintre acei domni profesori sau acele cadre didactice au rămas oarecum blocați în momentul 89. Pentru că 89 a deschis, după părerea mea, noi perspective, a adus schimbarea și a adus schimbarea și în acest domeniu. Și Crezi că mentalitatea lor a rămas nu blocată în 89? asistăm, fără să vrem, încă la cursuri ținute de anumiți domni profesori care nu sunt conforme cu realitatea. Deci care nu au fost îmbunătățite și nu au fost Adaptate adaptate la... la noile realități. Și sunt o altă categorie, după părerea mea, dar aici cred că ține și de oameni. Acei oameni cărora le-a plăcut ceea ce a urmat, care își sunt aviți de informație, au o relație oarecum, nu de la egal la egal cu studenții, dar o relație oarecum mai deschisă în ideea de suntem oameni.